Bună ziua, dragi telespectatori a ESCU TV. Astăzi am invitat în studio pe doamna Ioana Gabriela Costache, consul general al României la Moreal din 2017. Dumnea are o experiență remarcabilă în viața diplomatică, dar o vom lăsa pe dumnea ei să ne prezinte puțin curiculum diplomatic pe care l-a străbătut. Printre altele, vă reamintim, a îndeplinit funcția de consul general al României la New York, a, a avut o activitate diplomatică pe lângă Națiunile Unite și în Uniunea Europeană. Bine ați venit, doamna consul general! Bună ziua, bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație. Um... Dacă... Vă mulțumesc eu un timp, permite să vă întrerup doar două secunde, nu-mi stă în obicei, dar țin să vă mulțumesc pentru că ați înfruntat traficul ăsta uneori îngrozitor de aici din Montreal. Apreciem foarte mult că ați făcut lucrul ăsta, mai ales că agenda dumneavoastră este foarte, foarte încărcată. Bine ați venit încă o dată! Vă mulțumesc frumos, consider că a meritat. Să, să străbat acest drum și vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Aș dori ca telespectatorii noștri să vă cunoască puțin mai bine. Mi-am început cariera în Ministerul Afacerilor Externe în anul 1992. Sunt absolventă a Facultății de Drept a Universității din București cu specializarea Drept Internațional. Am uh, urmat cursuri de uh, perfecționare în domeniul relațiilor internaționale în uh, Marea Britanie și Olanda și din anul 2010 sunt uh, doctor în științe politice al aceleiași universități din București. Felicitări! Vă mulțumesc frumos! Uh, cu o teză pe tema evoluției uh, principiului uh, nefolosirii forței în relațiile internaționale, și uh, clima de agresiune. În uh, Ministerul de Externe am lucrat în centrala ministerului, am lucrat în mai multe uh, departamente, uh, protocol, resurse umane, drept internațional și tratate, uh, ONU on și diplomat. Am parcurs toate treptele uh, profesionale, toate gradele diplomatice de la cel de atașat până la cel de ministru plenipotențiar pe care îl dețin în prezent. Și în exterior am lucrat în cadrul misiunii permanente a României la ONU, am fost consilier juridic, am de asemenea în cadrul ambasadelor României la Dublin, în Republica Irlanda și la Varșovia, în Republica Polonă. Și uh, din 2013 până în 2017 am fost, așa cum ați menționat, Consul General al României la New York, iar acum, din august 2017, am preluat responsabilitățile de Consul General al României la Montreal. Uh, presupun că venirea noastră aici la Montreal, uh, numirea în, în post, să spunem, în funcție, a venit și cu oarece așteptări, cu un mandat, cu niște obiective pe care vi le-ați propus. Care ar fi prioritățile noastre? Mai ales că România a preluat prezidenția Consiliului Europei. dacă îmi permiteți. În prezent, de fapt de la 1 ianuarie 2019, România a preluat președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene uh, pentru șase luni. Și uh, Consulatul General al României la Montreal este, pe lângă uh, Ambasada României la Ottawa, instituția care uh, promovează. Uh, obiectivele, prioritățile acestei președinții în, în această, în acest spațiu de acreditare în Quebec și provinciile, celelalte provincii atlantice. Să înțelegem așadar că este, ne putem simți privilegiați că consulatul general din Montreal a fost ales pentru da, au fost. Adică este sunt, întâmplător, este ceva sunt, obișnuit sau este totuși un. Face parte un plus. din activitatea diplomatică și consulară. Toate ambasadele, toate misiunile noastre diplomatice în această perioadă desfășoară aceste activități și unele oficii consulare din state importante pentru relația Uniunii Europene cu țările respective. Care, este, uh, care sunt provințiile, teritoriul pe care consulatul uh, pe care îl da? da În circumscripția consulară a uh, consulatului de la Amoreal intră în primul rând provincia Quebec, cea mai mare provincie din, din uh, area de jurisdicție, uh, Prince Edward Island, New Brunswick, uh, Newfoundland și Labrador, și Nova Scotia. Deci sunteți uh, o mână de oameni, să spunem, cinci persoane o sau, uh, care gestionați totuși o, un teritoriu destul de vast. Chiar o mână de oameni suntem. Uh, mai am uh, trei colaboratori din uh, cadrul Ministerului de Externe și mai este uh, colegul de la uh, Consilierul Economic, cel care activează din luna aprilie a anului trecut în cadrul Biroului de Promovare Economică și Comercială la Moral, cu precizarea că este singurul Consilier Economic al României în Canada și că acoperă pe lângă zona noastră și celelalte, și restul spațiului canadian. Deci aveți, nu, 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 nu duceți lipsă de de, uh, nu ne inventăm obiectul muncii <laughs> da. uh, Când ați fost uh, numită aici uh, la Moreal uh, pe postul de consul general uh, Spuneați că abia așteptați să cunoașteți comunitatea română uh, de aici Pentru că este o comunitate activă, puternică, importantă Haideți să le luăm pe rând. Important, rezumându-ne la cifre, câți români trăiesc în provincia Quebec? După statisticile canadiene, în circunscripția noastră se află circa 60.000 de români. Mă refer la ultimele statistici, aferente anului 2016. Recensământul... Da în cei mai mulți sunt concentrați în provincia Quebec, iar dintre aceștia circa 47 de 47.000 în Montreal. la, la regiunea metropolitană. Regiunea metropolitană. Longueuil da. la bazelelalte. Da, da. Este, asta înseamnă mult sau înseamnă puțin din punct de vedere al unui oraș din România, ar fi un oraș cam ca Pașcani, poate împrăștiat pe câteva sute de kilometri rază. Dar din punct de vedere al uh, Guvernului României, este o... Este o comunitate importantă, atât din punct de vedere statistic, numeric, uh, dar și cât și din punct de vedere al uh, efervescenței asociative și culturale uh, pe care am, uh, am cunoscut-o aici, la Moral, Uh, sunt impresionată de numărul de asociații uh, care desfășoară activități uh, variate, interesante, cele mai multe cu uh, temă culturală, educativă, istorică, istorică exact. Uh, ne oprim pentru o scurtă pauză, după care vom uh, continua dialogul. Uh, pentru că este un dialog, nu este chiar un interviu la care punem întrebări și primim răspunsuri gata făcute. Să știți că este chiar o plăcere să avem această discuție spontană. <fie> Doamna Consul General, activitatea noastră aici la Morea nu se reduce doar la, la partea diplomatică. Vom mai discuta despre asta spre sfârșitul dialogului nostru. Noastră sunteți aici să oferiți și servicii cetățenilor români și canadieni și cetățenilor româno-canadieni, deci cei care au dublă cetățenie. Am dorit să. Informăm publicul puțin, în timpul puțin pe care îl avem, despre ceea ce le oferiți uh, românilor de aici, din jurisdicția noastră. Ați subliniat foarte bine uh, că activitatea noastră constă uh, și în oferirea de servicii consulare. De fapt, aceasta a fost rațiunea pentru care a fost înființat Consulatul General exact. al României la Montreal în 1919. Anul acesta sărbătorim 100 de ani de la înființare. A fost prima prezență instituțională română în acest spațiu. Uh, relațiile la nivel de ambasadă au mai avut de așteptat până în 1967. Uh, revenind, consulatul, de fapt, a funcționat ca un birou de pașapoarte la origini. Uh, evident că și în prezent uh, o componentă majoră a activității noastre o, o reprezintă asigurarea de servicii consulare și asistență consulară cetățenilor români din, din circunscripție și pot să vă spun că numai anul trecut ne-au trecut pragul câteva mii de persoane, iar volumul serviciilor consulare prestate a fost de circa 5.000. E o, cifră importantă, e o cifră importantă, ținând cont de faptul că în prezent activitatea consulară se realizează în principal cu un diplomat cu atribuții consulare și un a, a, funcționar consular. Deci un volum de muncă destul de serios pentru numărul limitat de persoane. 5.000 de persoane înseamnă aproape 10% din a, populația. Din României de la Moral. da. da. da, da, da. Uh, da, așa este, și uh, dincolo de acest aspect cantitativ, uh, am, uh, avem satisfacția de a fi uh, îmbunătățit, de a fi eficientizat uh, activitatea consulară, în sensul de a uh, utiliza uh, la maximum avantajele pe care le oferă. Sistemul de Management Integrat al Serviciilor Consulare pentru Cetățeni, SIMISC, realizat de Ministerul Afacerilor Externe, și mă refer aici la toate componentele sale, inclusiv la partea de uh, furnizare de informații consulare, care se realizează prin, uh, printr-un printr call center uh, care funcționează 24 de ore, uh, 7 zile pe săptămână. Uh, prin uh, e-mail sau printr-un site dedicat uh, pe care îl menționez acum uh, poate că este în, uh, în uh, vine în ajutorul uh, românilor de aici uh, uh, beneficiarilor uh, este www.informațiiconsulare.ro de asemenea uh, utilizăm uh, integral Funcționalitatea portalului extern al platformei e-consulat și toate serviciile consulare se realizează pe bază de programare. Informațiile sunt disponibile atât pe pagina web a Consulatului General cât și pe pagina de Facebook și toți solicitanții de servicii consulare sunt îndrumați către instrumentele pe care, le, care au fost create în, pentru a le veni în întâmpinare. Adică pot, pot accesa portalul extern, își pot crea un cont de utilizator, uh, pot obține informațiile de care au nevoie, pot încărca documentele Documente, înainte și uh, uh, pot, trimite, pot completa formularul prin care solicită servicii consulare. Uh, în momentul în care le-au trimis la noi, aceste solicitări sunt preluate în portalul intern. Un funcționar consular uh, citește toate aceste lucruri în termen de 24 de ore și fie validează cererea, în cazul în care toate uh, condițiile prevăzute de lege sunt întrunite, fie, fie transmite observații uh, pentru că mai, este ne mai sunt necesari uh, pași de urmat și, în final, Uh, după ce este validată cererea, uh, solicitantul se poate programa. Își poate programa vizita la consulat, vizită care, în mod normal, nu durează mai mult de o jumătate de oră. Uh, în concluzie, uh, S-au schimbat puțin lucrurile în bine, chiar mult. S-au schimbat față de acum 10-15 ani, când am venit eu în Canada, acum aproape 20 de ani. Nu aveam la dispoziție aceste tooluri electronice. De altfel, când mi-aduc aminte când ne-am întâlnit pentru prima oară, ați venit, îmi spuneați că ați venit cu gândul de a dinamiza și de a eficientiza, scuzați, toate aceste proceduri. Felicitări pentru toată munca asta, care sunt convins că nu este deloc ușoară. Vă mulțumesc uh, foarte mult! Iar din ce îmi spuneți, eu cred că românii de aici au posibilitatea de a, de a obține servicii eficiente, mai ales că putem să încărcăm documente pe website, nu mai e nevoie să ne deplasăm. Trăim în de, era digitalizării, da. uh, facem internet banking, nu? Facem totul pe internet telefonul mobil, telefoanele inteligente da. ne asistă în tot ce avem în nevoie. Este o veste bună asta. Evident că și serviciile consulare mai devreme sau mai târziu urmau să trebuiau să se înscrie acestui trend. Aveți și o pagină de Facebook a consulatului român de da. aici, da. deci am să vă dau un like <laughs> pentru da, la acea pagină pentru mult. sincer da, este și aș o Aș mai dori să menționez bun. ceva dacă mi i îngăduiți. Numărul uh, celor care au simțit nevoia să-și exprime nemulțumirea dintr-un motiv sau altul s-a redus de asemenea considerabil, astfel încât pe parcursul anului întregului an 2018 cred că uh, am avut două petiții. Ceea ce două petiții din 5.000 este neglijabil. Evident, uh, să încerci să mulțumești pe toată lumea este din start misiune imposibilă. Da, așa, uh, uh, așa. Însă, Uh, cred că uh, am uh, redus pe cât uh, ne-a fost posibil uh, motivele care să ne fie imputabile. Uh, este adevărat că, uh, pe fondul unui trend pe care îl constatăm, este încă timid, dar uh, l-am constatat deja la consulat și anume pe fondul unui interes crescut, am vorbit mai devreme de comunitate și de date statistice. Din anul 2004 s-a început să se reducă simțitor numărul celor care, numărul cetățenilor români care sosesc în Canada și inclusiv în circumscripțiile din, din da. zona de competență a consulatului. Trendul descrescător, tendința descrescătoare continuă. continuă. Uh, uh, și este firesc să fie așa pentru că din anul 2007 România a devenit membra Uniunii Europene și uh, și un pic cam rat... departe Canada. Da. Nu numai, însă acum vă vorbeam de un alt de o altă tendință e drept încă în, într-o fază uh, extrem de uh, incipientă însă constatăm că sunt foarte mulți uh, și mă refer în special la generația tânără, la care descendenții doresc, probabil, celor să care. România mai bine? Sau ce, ceasă... România sau Uniunea Europeană. Astfel încât vin fii sau nepoți ai celor care uh, au plecat din România și s-au stabilit aici, acum vor să meargă, descoperă că pașaportul românesc uh, le oferă uh, alte posibilități în cadrul Uniunii Europene sau chiar în România, mă refer la studii și la la condiții de, de muncă, posibilități pe care pașaportul canadian nu li-l oferă, și uh, suntem în situația în care uh, acești tineri vin la. Uh, se prezintă la consulat și doresc să obțină pașaportul românesc, în condițiile în care părinții sau bunicii lor nu și-au actualizat, uh, nu și-au adus actele la zi de da. 20-30 de Poate ani. Poate că este și cazul meu, că tocmai m-a sunat uh, mama și mi-a spus să. Uh, Marius, vezi că ai primit o înștiințare de la Centrul Militar Județean să vii să lămurești situația cu armata. Eu am fost în armată, am fost la Națiunile Unite ca ofițer și mi-am predat șapca și ce mai aveam eu de predat. În sfârșit, poate că dacă s-a cineva un pic mai atent, adică eu dacă făceam apel la serviciile consulatului, ceva mai din timp, nu mai era stresată mama. Nu e că... niciodată prea târziu. Mulțumim încă o dată pentru toate informațiile date. Le găsesc personal foarte utile. Sunt convins că și românii de aici apreciază serviciile Consulatului tot mai mult. Vă invităm așadar să faceți apel cu încredere la serviciile consulare pe pagina web, pe Facebook chiar, pe mail. Doamna Consul, ar mai fi câteva puncte interesante, găsesc eu de discutat în timpul scurt care a mai rămas despre președinția pe care, tocmai, pe care România tocmai a preluat-o, dar la Consiliul Uniunii Europene despre centenar, centenar pe care încă îl parcurgem, să spunem, dar vă las pe dumneavoastră da, făcând trecerea de la aniversarea centenarului la 1 decembrie anul trecut și preluarea președinției la 1 ianuarie anul acesta, aș dori să menționez faptul că pe 7 decembrie m-am aflat la Quebec, la sediul Adunării Naționale. Uh, unde uh, doamna deputat Monique Sove a susținut o uh, declarație politică în Parlament uh, prin care a marcat atât centenarul cât și centenarul Marii Uniri uh, cât și uh, preluarea de către România a președinției uh, rotative a Consiliului Uniunii Europene. Uh, Revenind la președinție, pe 30 ianuarie am avut un eveniment, am organizat un eveniment de lansare pe plan local a președinției române la Consiliul Uniunii Europene, prilej cu care am prezentat prioritățile acestei președinții, dar ca să mă fac înțeleasă mai bine de către. Uh, audiența dumneavoastră, aș, aș preciza mai întâi faptul că este vorba de uh, un mandat onorant, este prima președinție la 12 ani de la aderare. Uh, ce înseamnă președinția? Uh, înseamnă uh, prim trei lucruri, în primul rând. În, în, uh, înainte de toate, statul care deține președinția uh, acționează ca un facilitator al procesului legislativ la nivelul UE. Uh, în al doilea rând, uh, asigură reprezentarea Consiliului Uniunii Europene în relația cu celelalte instituții, în special în relația cu Parlamentul European și cu Comisia Europeană. Și, în al treilea rând, uh, asigură reprezentarea Uniunii Europene în relația cu state terțe înlocuind în altul reprezentant pentru afaceri externe atunci când, când acesta nu poate participa. Consulatul General al României sărbătorește anul acesta 100 de ani de la ființare. Vă felicităm de pe acum. Vă Iată sărbătorim împreună. Sunt două centenare în același an. Din păcate, timpul pe care l-am avut la dispoziție nu ne permite să, să, să discutăm mai mult, deși mi-ar fi făcut o mare plăcere să, să dezvoltăm și alte subiecte. Vă mulțumim pentru amabilitatea de a ne fi acordat acest interviu și vă așteptăm și cu alte ocazii. Nu ezitați să contați pe prezența SCU TV pentru a mediatiza. Acțiunile și informațiile importante. Eu vă mulțumesc foarte mult!